ales lucrările fără de care nu se putea țintui fiecare perioadă a lui Ion Grigorescu, iar la ele am adăugat această capodoperă pe care o avem în spate, pe care am reușit să o recuperăm din Elveția în anul scurs, exact un an, scurs de la vernisajul de la Muzeul Național de Artă a României, atunci când am prezentat în prima variantă a expoziției Ion Grigorescu, opera pictată 1963-2017. Deci, cum ar veni, nu mi-a fost greu să o concentrez, dar mi-a fost greu să aduc ceva în plus. Însă sunt foarte bucuros că am reușit. Îi cunoașteți opera pictorului Grigorescu, dacă ar fi să o definiți în trei cuvinte, care ar fi acestea? Acum știți, fiind istorie de artă, cunosc opera pictorilor Grigorescu. Atât Nicolae Grigorescu, cât și Lucian Grigorescu, și Octav Grigorescu, și Ion Grigorescu. Grigorescu Ion, cum semna el în anii 70, e singurul Grigorescu care a semnat cu Grigorescu înainte. Dar ca la catalog, ca și cum ar fi al mai mic, copilul, care e încă în asta, dintre toți, adevăratul Grigorescu este Grigorescu Ion. Cu asta cred că am spus totul. Este singurul care contează. Nu doar că contează pentru mine, v-am răspuns ca istorie de artă. Dintre toți grigoreștii, cel care contează și care va rămâne în istorie ca fiind un artist dincolo de remarcabil, faimos și așa mai departe, un artist relevant pentru istoria pe care a trăit-o, este Ion Grigorescu sau Grigorescu. Cum ați primit această invitație de a veni cu o expoziție la Oradea? Ce să vă spun, am mai fost pe aici, pe oraș, de mai multe ori. Ultima dată, tocmai în 78 eram, mă plimbam cu niște prieteni și trecând pe lângă cetate, ca să spun așa o întâmplare, văd o sentinelă și mi s-a părut atât de frumos cetatea sentinela, am fotografiat. Imediat din cetate au ieșit niște militari care mi-au scos filmul și l-au voalat. Altfel... Găsiți Oradea acum mai iubitoare de cultură, mai puțin dispusă să vină să voaleze opera unui artist? Nu. Cred că dintotdeauna a fost undeva sus și iubitoare de cultură, cum ești Timișoara, cum ești Clujul și cum au fost și tot Ardealul, Sfântul Gheorghe și, sau Satul Mare, sau îmi aduc aminte de satele unde era Vasile Cazar, desenatorul, ce, în Maramureș. De altfel se vede în numărul de artiști care iese, Cantor, Mureșan, Man, mă rog, alții. Dacă ar fi să alegeți o operă din cele prezente aici pe care să o prezentați publicului oradean din toată inima, o operă care vă definește, poate, care ar fi aceasta? Poate ultima asta mare de tot așa, cu Anatomia. Pentru că e mai aproape de ceea ce lucrez acum și nici eu nu știu foarte bine, nu, de-aia și lucrez, ca să pot să o stăpânesc, să o dezvolt. Da, am început ediția din acest an, a treia ediție a Festivalului European Music Open, cu un vernisaj al colecției marelui artist Ion Grigorescu. E o tradiție pe care o avem în fiecare an în festival, să aducem și un artist plastic. Pe lângă evenimentul de astăzi foarte important, cu siguranță cei care vor urmări festivalul îndeaproape se vor bucura și de alte surprize culturale. Mâine avem o lansare de carte a lui Călin Andrei Mihăilescu. Pe urmă intrăm în zona muzicală a festivalului, începând cu un Bruckner la Catedrala Catolică din Complexul Baroc, urmând să avem o seară de flamenco în Teatrul Regina Maria. Vom avea și un concert al Corului Radio de Copii în Catedrala Greco-Catolică de această dată din centrul orașului și o seară, un colocviu, o discuție pe teme actuale a lui
a baritonului George Petean cu prezentatorul emisiunii Garantat 100%, Cătălin Ștefănescu. Evenimentul continuă în ziua de sâmbătă, festivalul continuă cu un concert de jazz în Sinagoga Neologă Sion, un centru cultural remarcabil în Oradea, și festivalul se încheie cu un recital extraordinar al corului Madrigal în Teatrul Regina Maria, urmat de o masă pe care o vom oferi participanților la festival, care se va desfășura tot aici. E o ediție bogată, cu mai multe zile de festival în acest an și cred că e deja o confirmare a unui eveniment cultural important în Oradea în special, dar și în regiune cred că va căpăta o consistență destul de bună, astfel încât în următorii ani să vorbim de acest eveniment și la nivel național. Știu că poate fi o întrebare dificilă, dar totuși am să o adresez. Personal, care este momentul din această săptămână pe care l-așteptați cel mai mult? Noi așteptăm toate evenimentele festivalului. E o întrebare dificilă pentru că muncim din greu cu echipa festivalului, cu domnul Badea, la tot ceea ce înseamnă construcția acestui festival. Desigur, prin ambianță, prin locație, concertul de la Catedrala Catolică e un moment special. Dar în același timp, o seară de flamenco și o cântare de jazz într-o sinagogă neologă sunt momente speciale, fără doar și poate. Corul Madrigal, un brand românesc adevărat, va fi cireașa de pe torta acestui festival, a ediției a treia din acest an, și cred că toate merită atenție și merită analiză, cel puțin din partea publicului. Noi suntem bucuroși de tot ceea ce putem oferi în festival și cred că fiecare moment pentru noi are o însemnătate specială. Primăria Oradea se implică în aceste manifestări și asta ridică, eu știu, brandul turistic Oradea ca și un brand care este, eu știu, legat foarte strâns de cultură, de cultură modernă, iată, de artă și așa mai departe. Cum credeți că va ajuta sau ajută un astfel de festival brandul turistic Oradea? Cu siguranță ajută orașul Oradea, evident, cu valențe turistice. Credem cu tărie că munca depusă în ultimii 10 ani în zona infrastructurii, în zona investițiilor, trebuie completată cu astfel de evenimente. Cronologia lor, în schimb, este extrem de importantă. Nu se pot face invers, e natural să le facem în acest fel și cu siguranță ele pot deveni un argument suplimentar pentru cei care vor să viziteze orașul și la un moment dat sperăm noi chiar o ancoră importantă care să atragă un anumit grup și un număr de vizitatori. Un anumit tip de vizitatori. Absolut. Credem cu tărie că sunt niște pași normali, e de datoria unei administrații locale să facă astfel de lucruri, atât în zona investițiilor, cât și în zona culturală, și ne-am implicat și ne vom implica în evenimente culturale care pot să completeze deja o bogată paletă de atribute pe care Oradea le are și în același timp care pot deveni ele în sine niște branduri și niște atracții în sine.